Epopea morții liderului clanului duduienilor, Remi Pian, este departe de a se fi încheiat. La o săptămână de la omor, polițiștii au făcut o singură arestare, nepotul lui Napirinu, șeful clanului rival, după ce și-au îngropat liderul duduienii dezgroapă securea războiului. Într-un interviu în exclusivitate pentru Observator, fiul și fratele lui Remi Pian dezvăluie că adevăratul criminal e liber și cer poliției să le facă dreptate. Băiatul ăsta ne-a așteptat cu briceagul, ne-a așteptat toți afară și lui tata i-a spus să-ți iau viața, gata, vă omor, vă omor, vă omor, vă iau viața. În fața unui tablou uriaș cu Remi Pian, în ziua în care liderul duduienilor a fost condus pe ultimul drum, fiul și fratele s-au povestit în exclusivitate pentru Observator propria versiune asupra evenimentelor. Ei susțin că erau într-un conflict mognit de mai mulți ani cu clanul condus de Napirinu, iar uciderea lui Remi Pian ar fi fost premeditată. Totul a început de acum 3-4 luni de zile, de când se juca barbut la Napi acasă, în Colentina. Am auzit foarte multe vorbe, unde ar fi zis Napi că trebuie să mănânce bătaie tata și trebuie bătut. Lupta s-a dat pe bani, spun ei. Mai exact, afacerile și zonele de influență ale celor două clanuri s-ar fi suprapus. Și a spus așa, băi, cum scăpăm de Remi să putem să facem bani? Între 7 și 10, 12 mii pe zi. Și n-au știut cum să scape de el ca să poată să evolueze cât mai mult ei să rămână singuri. Emanuel Gheorghe, membru al clanului Rinu, cunoscut drept Richard, este principalul suspect din ancheta poliției și singurul arestat. Duduienii spun că tânărul de 26 de ani era pus pe scandal înainte să înceapă partida de barbut din Giulești, care i-a fost fatală lui Remi Pian. S-a ridicat copilul ăsta și a zis că de față cu el nu are cum să vorbească absolut nimeni, că el nu lasă capul jos în fața la nimeni, că el e șmecher. Noi am plecat acolo, am ajuns în Giulești, la stadion, unde ne-am întâlnit cu familia noastră. Ne-am întors înapoi și băiatul ăsta ne-a așteptat cu briceagul, ne-a așteptat toți afară și lui tata i-a spus să-ți iau viața, gata, vă omor, vă omor, vă omor, vă iau viața. Remi Pian a murit la o oră după ce a ajuns în spital. O lovitură în zona femurului i-ar fi fost fatală. Clanul Duduianu spune că nu se va răzbuna, cu o condiție: poliția să le facă dreptate. Vreau să fie pedepsit de Dumnezeu și de poliția asta română. Duduienii nu cred că tânărul Richard l-a ucis pe Remi Pian. Susțin că a fost scos la înaintare pentru că are probleme medicale și nu va putea fi tras la răspundere. Mai mult, pariază pe faptul că adevăratul criminal e liber. Tu trebuie să-l atâți pe Remi, să te iei de Remi, tu trebuie să-l tai și în caz de ceva tu l-ai tăiat. Dar ei au fost acolo, de ce au arestat doar o persoană? Au fost 11 persoane, ceilalți încă 10. De ce nu sunt arestați? Ancheta poliției încă nu s-a încheiat. Abia ia avânt. De la prima ora a dimineții, membrii clanului Rinu s-au încolonat la audier la serviciul omoruri din capitală. Polițiștii vor să stabilească firul evenimentelor care au culminat cu înjunghierea mortală a liderului duduienilor, fără succes deocamdată. Surse din anchetă spun că martorii aplică în continuare legea tăcerii și au declarații care se contrazic. În timp ce unii spun că între conflictul a pornit de la faptul că Remi Pian a jignit mama unui rival, ceilalți au declarat că bătaia a pornit de la faptul că cele două clanuri au împrumutat aceeași persoană. Nu știu absolut nimic, nu am fost acolo. Am fost la mare în Constanța. Și de ce crezi că te-au chemat? Habar n-am. Clanul Duduianu face legea în sectorul 2 al capitalei, în cartiere precum Fundeni și Pantelimon. A revenit în atenția publică luna trecută, după ce mai mulți maneliști, printre care Florin Salam și Nicolae Guță, ar fi reclamat faptul că au fost șantajați să le cânte gratis la petreceri. Remi Pian a fost condamnat la 3 ani și 8 luni de închisoare pentru șantaj și cămătărie în 2017. Anul trecut, imediat după ce a ieșit din penitenciar, a dat o petrecere cu sute de invitați.